și deschidem Biblia la cartea 2 a Cronicilor, capitolul 27. Vom citi de la versetul 25 până la versetul 28 și puțin din versetul 31. Întâi Cronici, nu 2 Cronici. Întâi Cronici 27, de la 25 la 28. Să ascultăm cuvântul Domnului. Asmavet, fiul lui Adiel, era pus peste visteriile împăratului. Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoarele cetății, sate și turnuri. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la țară care lucrau pământul. Shimei din Rama, peste vii. Zabdi din Șefam, peste pivnițele cu vin din vii. Baal Hanan din Geder, peste măslin și sicomori în câmpie. Ioaș, peste magazile de unde lemn, versetul 31, B. Toți aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David. Amin. Vă rog să opați locurile. Astăzi avem o duminică deosebită, duminica pe care am intitulat-o fiecare membru al bisericii un slujitor. Americanii o numesc The Servanthood Sunday. Fiecare biserică are modul ei de lucru, modul în care își organizează lucrarea și la noi, în comunitatea românească și cel puțin în Biserica Agape, vrem ca întotdeauna luna septembrie să fie o lună în care să punem accentul pe slujire, o lună în care să ne întărim din nou forțele, să strângem din nou rândurile și să vedem ce ne stă în față pentru noul an, dacă vreți, de slujire, măcar că slujirea nu se termină niciodată, dar pentru că acum încep școlile, încep anul academic, se termină vacanța, concediile, ajungem cu toții acasă. Putem să privim înainte și să ne gândim, ok, de acum începe încă un an de slujire. De acum trebuie să ne reînnoim forțele pentru slujire. Gândindu-mă la mesajul pentru astăzi, m-am oprit asupra unui text mai obscur, un text pe care îl citim de multe ori așa în grabă și spunem asta e istorie pură și poate că nu este mult de învățat din acest text, dar vedem în textul acesta o listă de oameni, niște oameni a căror nume au rămas scris jos în cea mai importantă carte din lumea aceasta. Și au rămas numele acestea scrise pentru eternitate. Vedem niște nume care sunt mai greu de pronunțat. Asmavet, fiul lui Adiel, Ezri, fiul lui Chelub, Baal Hanan din Gesher. Și vedem această listă care a rămas nu numai în arhivele lui David, împăratul lui David, ci au rămas în cartea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, ceea ce era interesant despre ei, erau slujitori la curtea împăratului. Fiecare din ei avea o slujbă în curtea împăratului. Și la curtea regelui sunt fel și fel de slujbe. Sunt unele slujbe care se fac în sala tronului, sunt unele slujbe care se fac în bucătăria palatului, sunt unele slujbe care se fac în cele mai ascunse unghiere din palat, unele mai vizibile, altele mai puțin vizibile. Dar toate sunt importante. Vă pun o întrebare în această dimineață. Dacă ați primi un job la Casa Albă, a government job, la Casa Albă, l-ați accepta sau l-ați refuza? Be honest. L-ați accepta. De ce? Ați spune, domnule, mă duc și aș face eu ceva invers. No, chiar dacă nu sunteți de acord, chiar că nu suntem de acord neapărat cu cine este în Casa Albă, mă rog, fiecare are modul lui de a gândi și nu vreau să intru în politică, dar dacă am primit un job la palat, cu siguranță că l-am acceptat, 90%. Ei, dar dacă Împăratul Universului ne-ar chema la o slujbă? Dar dacă Dumnezeu în această dimineață ne spune, vreau să-ți ofer o slujbă, vreau să-ți ofer un job,
Și Dumnezeu ne-a chemat, de fapt, Efeseni 2:10 ne spune următorul lucru, căci noi suntem lucrarea Lui, adică a Lui Dumnezeu, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Iată că Dumnezeu așteaptă de la noi fapte bune, Dumnezeu așteaptă de la noi, slujire. Este o binecuvântare să știi că ești un copil al lui Dumnezeu și că El te-a chemat la o lucrare atât de importantă. Care lucrare importantă? Fiecare din noi vom vedea care este lucrarea importantă pentru noi. Ceea ce văd aici în lista aceasta obscură pe care am pus-o este că fiecare persoană a avut un loc special în slujire. Fiecare din ea. Fiecare. Nu putem și nu trebuie să facem toți aceeași slujbă. Dumnezeu ne-a creat diferiți. Unul are o slujbă de un fel, unul are slujbă de alt fel. Și vedem aici, unul a fost peste visteriile împăratului, altul a fost peste merindele din ogoare, altul peste lucrătorii de la țară și mei peste vii, unul peste pivnițele cu vin. Alții, ați văzut că am sărit un pic când am citit mesajul, unul era peste măgărițele împăratului, alții peste boii împăratului, nu? Fiecare a avut o slujbă diferită. Un alt lucru care îl putem vedea aici în introducere, fiecare persoană este identificată pe nume. Fiecare persoană este identificată pe nume. A spus numele fiecăruia, nu? Și Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare pe nume. Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune în Matei 10:29-31, cât despre voi până și firele din cap vă sunt numărate. El ne cunoaște pe fiecare pe nume. Și ne bucurăm de lucrul acesta. Și apoi, cel mai important lucru, fiecare persoană a fost numită de împărat. Fiecare persoană a fost appointed by the king. Împăratul a numit fiecare persoană. Pentru că împăratul a știut care sunt darurile acelei persoane, care este potențialul acelei persoane, împăratul știe. Și împăratul nostru, Domnul Iisus Hristos, știe când privește la mine, știe când privește la tine, care este potențialul tău, care este potențialul meu. Și vedem lucrul acesta ilustrat în Efeseni 4:11, unde apostolul Pavel spune și el a dat, adică el a dat, el a pus pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alți păstori, pe alții învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Traducerea în limba engleză spune pentru echiparea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Pentru zidirea trupului lui Hristos. El dă. Împăratul în această dimineață ne spune, El, Împăratul Dumnezeu, ne numește pe fiecare și te pune pe tine și mă pune pe mine în slujba pe care El o vrea. Aș vrea să ne uităm în această dimineață însă în mod deosebit la unul din acești slujitori, la Ioaș. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 28, partea finală, Ioaș peste magaziile de unde lemn. Ioaș peste magaziile de unde lemn. Și titlul predicii din această dimineață este Slujind în magaziile împăratului. Slujind în magaziile împăratului. Aș vrea să ne uităm la omul acesta și să vedem puțin ce putem să învățăm noi de la el și ce am putea să aplicăm în viața noastră astăzi, în ziua de astăzi, în lucrarea Domnului de aici, din Agape, din magazia asta Domnului care este Biserica Agape. Sau din magaziile care se găsesc în Biserica Agape, dacă pot să folosesc acest cuvânt. Haideți să ne uităm în primul rând la datoria slujbei lui Ioaș. Care a fost datoria? Care a fost his job description? Prima lui datorie, nu? A fost să păstreze uleiul. Omul ăsta a fost magazionier. Tatăl meu a fost magazionier. Tatăle Aron știe. Oare la ce a fost tata a magazionier? La cărămizi și țigle. Ok? Big deal. El era magazionier la fabrica de cărămizi și țigle. Not a big job. Dar era important.
Și mi-aduc aminte, eram copil și veneau frați la noi care trebuia să-și cumpere cărămizi și țigle și nu era aprobat, nu se dădeau aprobări. Și zic, tate, de ce tot vin oamenii așa? Zice, la ăștia le trebuie jumătăți. Ce aia jumătăți? Cărămizile și țiglele care erau sparte se vindeau la half price. Și veneau la tata și se rugau de tata să spună, frate Ioane, când există jumătăți, te rog, spune-mi și mie că vreau să-mi cumpăr jumătăți. Și tata a devenit un om important. Și era doar un magazionier, un om cu 7 clase. Ok, eu nu sunt aici ca să-l predic pe tata. Dar datoria magazionerului, datoria lui Ioaș era să păstreze uleiul și uleiul era foarte important. Cornelescu folosește unt de lemn, dar eu o să vorbesc astăzi despre ulei, traducerea mai modernă. Uleiul era important, noi spunem nu era important, ba era foarte important. Dacă ne uităm în cartea Leviticului, era folosit la jertfe, apoi era folosit la iluminat, nu? Aprindeai candela. Era chiar folosit ca și monedă de schimb în comerț, în 1 Regi 5 cu 11, ni se spune că era folosit ca și monedă de schimb. Din Luca 10, vedem că era folosit ca medicament, să pui un de lemn pe rană. Bineînțeles, era folosit la gătit și, surorilor, era folosit la cosmetică. Așa că, fraților, trebuie să cumpărăm ulei. Întreține fața, face fața frumoasă. Nu? Ezechia a făcut o greșeală când a venit trimișii ăia din Babilon. A arătat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în cartea sa, în 2 Împărați, capitolul 20, cu versetul 13, că a arătat bogățiile pe care le-a avut. Știți ce a arătat? Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și unde lemnul cel scump. Unde lemnul avea valoare. Uleiul avea valoare. Nu era ceva așa de aruncat. Era deosebit de valoros. Și acest unde lemn trebuia păstrat de Ioaș. Bineînțeles, am putea să mergem mai departe, să spunem că unde lemnul este un simbol al Duhului Sfânt și fiecare din noi avem Duhul Sfânt și suntem magazionieri în sensul nostru, într-un sens al cuvântului, în sensul că păstrăm Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. E adevărat. Și trebuie să avem întotdeauna grijă de lucrul acesta. Dar grija lui, numărul unu, a fost să păstreze uleiul. Să aibă grijă de ulei. Poate că tu ești pus în slujba la media, de exemplu. Mă uit la media aici. Și slujba voastră este să aveți grijă de instrumentele astea. Să le și puneți, să le instalați și să le duceți, să le instalați și nici să nu se strice. Și dacă se strică, e problemă, că scumpe. Trebuie să păstrăm uleiul. Trebuie să păstrăm ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Slujba minoră la prima vedere. Mai departe. Haideți să mergem mai departe. O altă îndatorire a lui a fost să păzească uleiul. Să-l păzească. Era pus acolo în magazii și era, pentru că era de preț, s-ar putea să fi fost unii care să fure din ulei. Nu era ușor pentru Ioaș să stea toată ziua în fața magaziei cu ulei. Dar a făcut-o. A stat la postul unde Dumnezeu l-a pus. Fiecare din noi trebuie să fim veghetori. Fiecare din noi trebuie să fim, să avem grijă să nu fim ca și fecioarele care au adormit. Mai adormim noi câteodată. Dar să nu fim mai ales ca cele neînțelepte care au pierdut uleiul, li s-a terminat uleiul. Și s-ar putea ca din comoditatea noastră, din nepăsarea noastră, din alte și alte lucruri, să vină cineva, să vină cel hoțul ăla care vine, care nu intră pe poartă, să vină satana și să ne fure uleiul, să ne fure bucuria noastră, să ne fure pasiunea pentru slujire, să ne fure ceea ce avem. De aceea trebuie să avem grijă să păzim uleiul, ca și Ioaș. Mergem mai departe și ultima îndatorire a lui Ioaș a fost să aprovizioneze cu ulei. Să aprovizioneze cu ulei. Adică să aibă grijă ca împăratul și cei de la curte întotdeauna să aibă uleiul necesar.
să țină cont, să țină socoteală, să vadă cât este nevoie și când este nevoie să mai aducă. To supply the king with the oil, să facă lista cu nevoile care trebuiesc. Aplicație practică de la noi. Copiilor de la Sunday School li se dă snacks. Ați știut? Cei care aveți părinți, cei care aveți copii, părinții. Ce se întâmplă dacă într-o zi cineva care este în charge acolo cu snacks nu vine, n-aduce snacks? Păi nimic, o să rămână copiii fără snacks. Nu e chiar așa de ușor. Copiii știu. La un moment dat, când am mers la câteva biserici americane, un copil de nostru spune, i-am trimis la Vacation Bible School vara, știți, când mai vreau să-i trimit la Vacation Bible School și ne uităm, Evangelical Free area cu săptămâna asta, săptămâna viitoare are aia. Și i-am spus la Sammy, vrei să mergi la biserica cu tare? Nu. De ce? Nu dă snacks bun. Snacks-ul este foarte important. Și dacă o soră nu-și face datoria, dacă cineva uită, se întrerupe totul. Ei, Ioaș a avut grijă și a avut grijă întotdeauna să aprovizioneze cu un de lemn. Fiecare din noi suntem puși la locul nostru, la postul nostru. Fiecare trebuie să-și facă datoria. O singură dată, dacă echipa care pune aici dimineața, care vin la ora 9 sau 8 jumate, echipa care ajută la media, dacă nu vin, ce se întâmplă? Nimic. Ba da. Vine ora 10 și noi încă nu sunt toate instrumentele puse aici. O singură dată. Dacă cel care este în charge nu vine să-și facă datoria, totul este ca un chain reaction, ca un domino efect. Se întârzie serviciul, oamenii sunt frustrați, worship team nu și-a făcut repetiția, poate că nu o să cânte bine, noi o să ne supărăm și Domnul este cel care privește în sus și spune, vedeți dacă nu sunteți organizați. Dacă unul din noi nu-și face datoria, imediat se observă. Dacă Ioaș nu avea grijă să fie ulei pe masa împăratului, se vedea imediat. Asta era datoria lui Ioaș. Și asta este de multe ori datoria noastră. Haideți să ne uităm puțin mai atent la alte lucruri care ne împiedică oarecum să ne implicăm în slujire, la dezavantajele slujbei lui Ioaș. La dezavantajele slujbei lui Ioaș. În primul rând, slujba lui era neobservată, nebăgată în seamă. Gândește-te la slujba lui și gândește-te la slujba paharnicului împăratului, de exemplu. Paharnicul ăla era tot timpul la masă cu împăratul. Paharnicul avea grijă să-i pună la împărat în pahar, prima dată să guste el. Ăla era un om important. Ăla era un om care stătea întotdeauna lângă împărat. Ăla era un om care era mereu în preajma împăratului, toată lumea îl cunoștea, toată lumea știa cine este paharnicul împăratului, dar Ioaș, slujba lui, undeva acolo, în sala cu tare, știți, undeva acolo la nursery, sau undeva acolo într-o sală ascunsă, este o magazie de ulei. Și cine este? Bă, este unul cu un halat pe el, tot e murdar de ulei. Așa e mai nebăgat în seamă, nu-l cunoaște nimeni. Numai când se termină uleiul, nu știm pe cine să dăm vina. Pe Ioaș? Ăsta greșit, nu? Ioaș nu se bucura de popularitate. Pe Ioaș nu-l cunoștea multă lume. Dar Ioaș avea o slujbă importantă. Poate că nici împăratul nu-l băga în seamă. Poate că împăratul cu treburile lui, cu toate problemele lui, nu și-aducea aminte numai atunci când avea nevoie de ceva... Ulei special, nu? Doamne, vreau acolo pe scenă, poate sunt unii care spun. Aș vrea și eu să slujesc, dar dacă se slujește sus pe scenă, atunci e ok, să predic, să cânt, sau la stație, unde mă vede oamenii, chiar când nu este ceva, ne uităm cu toții la stație, mă, de ce bârâie cu tare? Și ei săraci zic, nici eu nu știu de ce bârâie, nu? Sau la ăștia care cântă să le opresc microfonul, sau dacă nu, cel puțin ușier, nu? Să fiu eu primul om, cum v-am mai spus atunci când studiam cartea lui Nehemia, ușierul are avantajul, este primul om pe care îl vedem când venim la biserică, nu? Este primul om și este foarte important cum ne întâmpină ușierul. Dacă ne zâmbește și spune, bine ai venit la casa Domnului, te bucur, Domnule, am venit la Agape. Dacă avem un ușier care zice, de ce ai venit la casa Domnului?
Nu este, toate sunt importante, nu? Ei, slujbele pe care noi oamenii noi le dăm, le facem un clasament și spunem asta e observat, asta e mai observată, asta e mai puțin observată, nu vreau la asta sau nu vreau la asta. Un alt exemplu. Avem picnic la parc. Știți că noi organizăm picnicuri la parc. Fine, mergem cât mai mulți, nu? Ne place să fim la picnic. Dar cum se face că acolo când ajungem e pregătit totul? Păi, frate, gândiți-vă, tineri ăștia s-au dus și au făcut. Credeți dumneavoastră? Bine ar fi. Cum se face că totul e pregătit? Știați că există printre noi, că există o magazie, dacă vreți, un departament, o lucrare, niște oameni, care sunt puțini la număr, care se ocupă de lucrul acesta? Noi ne-am obișnuit să fim consumatori. Noi ne-am obișnuit și ne-a învățat societatea asta să mergem și să, you know, drive-thru, te duci și iei ce vrei și te duci mai departe. Nu-ți place la biserica asta, mă duc la aia altă. Acolo mi se dă totul, domnule, acolo au totul, copiii mei au de toate, te duci numai și numai consum. Dar cineva este în spate la aceasta. Cineva se ocupă de ieșirile noastre de la parc, de exemplu. Și te gândești, da, asta, dar nu se vede, domnule, nu mă vede nimeni. Și ce-i? Și ce-i? Domnul Iisus Hristos spunea odată și atragea atenția asupra fariseilor care se roagă la colțurile străzii și spune, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și te gândești, care e răsplata lor? Atâta, că au fost văzuți de oameni. Asta e răsplata lor. Și nu o să mai aibă răsplată dincolo. Nu? Dar cineva te vede și cineva vă vede, indiferent ce slujbe fac. Proverbe 15:3. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Poate că slujba ta este o slujbă neobservată pentru unii, dar este observată de Dumnezeu care este sus și care vede slujba ta. Amen? Amen. Un alt dezavantaj al slujbei lui Ioaș, poate că a slujbei tale, a fost o slujbă neplăcută. Neplăcută. Să stai în subsol, poate că era la un fel de pivniță băgată, m-am uitat, am studiat în dicționare și n-am văzut specificat exact unde se ținea uleiul. Mă gândesc că undeva în subteran. Să stai în subsol, singur, în întuneric, nu era nici măcar curent electric. Nu toate slujbele sunt plăcute. Nu? Unele sunt mai neplăcute, unele te scot din zona de confort. Vedeți, când Iisus ne cheamă, ne spune, leapă-te de tine însuți, ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă. Și slujba poate să fie o slujbă care nu ne place, mai ales la prima vedere. La convenția din Chicago a predicat fratele Cornel Avram și a dat un exemplu a unei familii care este plecată în India. Și a spus următorul lucru. M-am dus să vizitez familia aceea în India. Și spunea fratele Cornel, am întrebat pe familia aceea, auzi, ce vă face să stați aici? Că zice, când ai intrat acolo și când te-ai dus în locul în care slujeau ei, zice, trebuia să te ții de nas, de mirosul de urină, de mirosul de mizerie, de oamenii de acolo. Și îi spunea el, mie mi-a fost rușine, zice, eu sunt pastor și mi-a fost rușine, cum mă simțeam, care a fost reacția mea? Și am întrebat pe familia aceea, dar cum puteți să stați aici? La care ei au răspuns, frate Cornel, noi suntem aici pentru că ne-am dat seama că aici ne vrea Dumnezeu. Este o slujbă neplăcută, dar Dumnezeu ne vrea aici. Și poate slujba ta este o slujbă neplăcută, ești în singurătate, ești departe de ochii lumii, departe de aplauzele oamenilor, uitați de toți, dar imaginați-vă când venea împăratul în control să-și vadă magaziile, cât de bine era. Acolo totul era pus în ordine. Cam cum se simțea Ioaș? Când venea împăratul și spunea și arăta Ioaș, uite aici sunt toate, uite, ăsta e vinul pentru gătit, ăsta este vinul de cosmetică, ăsta este vinul pentru slujbă, pentru jertfe, ăsta este vinul cel special. Și împăratul se uita și spunea, Ioaș, așa de așa oameni ca tine, aș avea nevoie să am în toată împărăția o slujbă neplăcută. O slujbă neplăcută cum poate este slujba ta. Poate la nursery. Mă uit aici și văd, sunt în sală surori care ajută din când în când la nursery și mulțumesc Domnului pentru voi.
scuzați-mi expresia, dar vorbim de slujire, să schimb diaperul la copii. Și nu la copilul tău, la copilul altuia. Nu? Nu este cea mai plăcută slujbă. Este neobservată, nu te vede nimeni, este acolo departe, într-o magazie ascuns acolo. Dar o faci. De ce? O faci pentru Domnul. Haideți să mergem mai departe să vedem alt dezavantaj, o slujbă neapreciată. Am vorbit puțin despre lucrul acesta. Mă gândesc că Ioaș avea prietenii lui, avea și prietenii lui, dușmanii lui, care la un moment dat i-au spus, mă, Ioaș, săracul de tine, ce cauți tu aici, mă? Păi tu la ulei ai ajuns? Păi asta e slujbă, mă, Ioaș, mă? Să fiu un magazioner, să fiu un oil keeper? Cine se mai gândește la ulei? Cui pasă de ulei? Ioaș, tu poți mult mai mult! La care Ioaș, cred că i-ar fi spus, auzi, tu crezi că slujba mea nu e importantă? Dar ori de câte ori mănânci este ulei în mâncarea aia, să știi că uleiul a trecut prin mâna mea. Să știi că datorită mie ai ulei acolo. Să știi că atunci când faci jertfa, când aduci jertfa, eu ți-am trimis uleiul ăla. Când femeile de la curte își îngrijeau fața, folosesc uleiul de la mine. Oamenii nu te vor înțelege. Numai cei ce știu valoarea uleiului înțeleg importanța slujbei tale. Numai cei ce știu valoarea uleiului. Cei care poate nu mai aveți copii, deja copiii vă sunt mari, poate nu vă mai gândiți cât de importantă este slujirea la copii, nu? Că au trecut și am uitat. Pentru mine, care nu am copii de nursery, de exemplu, poate nu mai gândesc cât de importantă este nursery. A trecut. Poate am tendința să uit. Cei care nu ne ocupăm de o anumită parte a slujirii, noi spunem, nu mai e chiar așa de importantă. Oamenii nu te vor înțelege. Dar tu stai mereu și slujește mereu, deoarece pentru Dumnezeu este foarte importantă. Și chiar dacă oamenii nu apreciază slujba ta, există unul care la sfârșit va spune, bine, slugă, bună. Asta este calificativul care îl dă Dumnezeu. Aș vrea în al treilea rând să ne uităm puțin la dedicarea pentru slujba lui Ioaș. Oare ce l-a ținut pe Ioaș acolo în slujbă, în magazie? Și ca să aduc Vechiul Testament în Noul Testament, am folosit niște lucruri pe care le găsim în Noul Testament. Ce este ceea ce ne dedică pe noi? De ce suntem noi dedicați în slujbă? Oare de ce Ioaș a stat acolo la slujba lui? Cum să nu, frate Crinșor? Job de guvern, nu? Cine nu vrea job de guvern? A fost plătit bine. Trecem peste asta. Fiecare asemănare are limitele ei. Dar vreau să punctez câteva lucruri cu care să te încurajez, să vă încurajez, să ne încurajăm să fim dedicați pentru slujba la care Dumnezeu ne-a chemat. În primul rând, un slujitor adevărat consideră slujirea o oportunitate, nu o obligație. Un slujitor adevărat consideră slujirea o oportunitate, nu o obligație. El o face cu bucurie. El nu o face cârtind. Psalmul 100, versetul 1, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Versetul 2, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Este o oportunitate, nu este o obligație. Un om al lui Dumnezeu consideră o bucurie să slujească pe Dumnezeu. I do this for the Lord, nu o fac pentru păstor, nu o fac pentru cutare sau pentru cutare, o fac pentru Domnul. Deși o fac pentru frații din biserică, bineînțeles că ei beneficiază. În Galateni 6:10, Apostolul Pavel spune, așadar, cât avem prilej să facem bine la toți oamenii, vrea să zică el. Dar mai mult precizează, și mai ales fraților în credință. Știți ce înseamnă asta? Atunci când vezi o nevoie, acționezi imediat. Nu trebuie să spună nimeni ce să faci. Nu trebuie să vină unul să spună, frate, fă cu tare, pentru că vezi, ești atras să faci lucrul acesta. O faci pentru că este în natura ta de slujitor, în natura ta de a ajuta ceva, de a face ceva.
Știm cu toții pasajul din Matei 25 cu 34. Uitați ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Foarte interesant este, o să mai punctez lucrul ăsta și l-am mai punctat, că suntem mântuiți prin credință. Prin credință suntem mântuiți. Dar suntem judecați după faptele noastre. Suntem mântuiți prin credință. No problem. Dar când suntem judecați, suntem judecați după faptele noastre. Uitați ce spune aici. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Câte slujbe s-au enumerat aici? Foarte multe. Și uitați ce mi-a sărit în ochi de data aceasta. Atunci cei neprihăniți vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când am făcut noi asta, Doamne? Și Domnul Iisus îi spune: când ați făcut lucrul acesta la cel mai neînsemnat ai mei. What's my point? Un slujitor adevărat nici măcar nu-și dă seama că a slujit. O face din natura lui. Când am făcut noi, Doamne, asta? Eu ți-am slujit, Doamne. Sigur că ai slujit. Când ai făcut lucrurile astea la cel mai neînsemnat dintre copiii mei, atunci, pentru că ai simțit nevoia celor din jur și ai acționat. N-a fost o obligație, a fost o oportunitate, ai făcut-o cu bucurie. Al doilea lucru, un slujitor adevărat nu face deosebire între slujbe. Pentru un slujitor adevărat nu există slujbă mai înaltă și una mai joasă, una mai puțin importantă. Orice face, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos, spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:23. Nu facem deosebire între slujbe. Nu contează ce trebuie să lucrezi, nu contează ce slujbă ai. Întotdeauna o faci ca pentru Domnul, o faci pentru Domnul, chiar și la geabul nostru. Chiar și acolo când ne ducem, dacă facem pentru cineva ceva, facem ca pentru Domnul. Omul ăla va zice: Domnule, vreau pe băiatul ăsta, pe omul acesta, pe femeia aceasta, să o mai chem la slujba asta. De ce? A făcut un great job. Domnul Iisus Hristos a demonstrat lucrul acesta când a spălat picioarele ucenicilor. Slujba aia de care tot s-a oferit, așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, spălatul picioarelor făcea robul. Și nu orice rob. Dacă un evreu avea un rob evreu și unul dintre neamuri, robul dintre neamuri făcea spălarea picioarelor la musafiri. Și când ucenicii toți au intrat în casă și au văzut ligheanul acolo undeva, s-au dus, s-au făcut că nu-l vede. Și a intrat Domnul Iisus Hristos și, fără să zică nimic, a luat ligheanul și a început să facă această slujbă, slujba unui rob. Pentru că un slujitor adevărat nu face deosebire între slujbe. Dar știți care e problema noastră? Noi avem în ființa noastră umană, avem o problemă. Noi nu știm să diferențiem între impresie și impact. We want to impress people. Vrem să impresionăm pe oameni. Vrem să le impresionăm și chiar pe Dumnezeu, dacă am putea. Și vrem să lăsăm o impresie bună, că la cine nu, la care nu-i cade bine atunci când cineva îi spune: man, ce job bun ai făcut. Când ai lăsat o impresie bună. Și ne gândim că slujbele astea mari, slujbele astea importante, astea dau o impresie extraordinară și dau. Și nu-i rău să lași o impresie bună, dar impresia asta trebuie să se transforme într-un impact, să schimbi ceva, să faci o diferență acolo unde Dumnezeu te-a pus. Să se vadă că ai făcut o diferență în viața unui om, în viața unei biserici. Dar noi ne mulțumim de multe ori cu impresia. Să arătăm că suntem bine, să arăt că sunt un slujitor bun, să arăt că fac ceva. Toată lumea să-și dea să creadă că eu fac ceva, de fapt, dar nu fac eu mare lucru. Vreau să se vadă și numele meu acolo undeva, pe o listă. Doamne, ferește-ne de Duhul acesta și ajută-ne să facem, să lăsăm un impact atunci când lucrăm. Numărul 3. Un slujitor adevărat este smerit. He keeps a low profile. Slujitor adevărat nu se afișează, nu bate toba, nu face un anunț.
Nu. Am menționat deja versetul acesta, Matei 6:2. Tu deci, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Iisus, când a spălat picioarele ucenicilor, n-a zis: hei, liniște, terminați odată, vă aud că vă certați care sunteți cel mai mare, haideți să vă arăt eu ceva, haideți să vă spun eu o lecție, să vă dau eu o lecție. Nu, nu, nu. A început acolo, a luat legheanul, s-a dus și a început să spele picioarele. He kept a low profile. Înascuns, să nu-l vadă nimeni. Pentru că noi slujim pentru the audience of one, cum spune americanul. În primul rând slujim lui Dumnezeu și apoi oamenilor. Un slujitor nu este arogant, nici nu trebuie să fie arogant. Noi îl numim lider, dar așa cum vă spuneam duminica trecută, a trebuit să-l numim slujitorul principal sau slujitorul șef, dacă vreți. Și știți, cei care sunteți implicați în slujbă, într-o lucrare în biserică, știți că dacă numele vostru e acolo, voi trebuie să faceți mai mult decât toți. Știm lucrul acesta. Știm. Pentru că a fi lider înseamnă a fi un slujitor prin excelență. Și a fi lider nu înseamnă a arăta cine ești, ci mai degrabă de a te pleca până jos și de a sluji acolo unde Dumnezeu te vrea. Tu ești responsabil ca lucrarea să meargă bine. Nu există loc de mândrie în slujire. Și dacă există, are grijă Dumnezeu să ne taie lăstarea aia de mândrie. Și știe El foarte bine cum să îi taie. Rick Warren spunea într-un loc, vorbind despre faptul că Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat pe sine însuși, și acolo cuvântul este s-a golit pe sine însuși. Și a lăsat slava. Și Rick Warren spunea, nu poți să fii un slujitor dacă ești plin de tine însuți. You cannot be a servant if you are full of yourself. Numai dacă uiți de tine, de nevoile tale, voi face lucruri care nu vor fi uitate de Dumnezeu. When we forget about ourselves, we do great things that will be not forgotten by God. Cineva spune așa de frumos, ramurile copacului care sunt cele mai încărcate cu fructe sunt cele mai aplecate în jos. Și de multe ori ating solul. De ce? Au atâta roadă acolo. Și alea sunt cele mai aplecate, sunt cele mai smerite. Alea care n-au fructe cresc în sus, sus, sus și trebuie să le tai câteodată. Sau Dumnezeu ni le taie. Și ultimul lucru. Un slujitor adevărat își definește identitatea în Hristos. Un slujitor adevărat își definește identitatea în Hristos. Frate, să slujez eu la ulei, să fac eu curățenie, să strâng eu gunoiul după alții, să fac eu cu tare lucruri, dar ce am ajuns cârpa tuturor, eu care sunt om cu școală, eu care am făcut o facultate, eu care. Dar cine crede ăștia că sunt? Eu. Fii liniștit, dragul meu. It doesn't matter ce crede Dumnezeu, ce cred oamenii. Știți ceea ce este important? Ce crede Dumnezeu despre tine. Nu contează că alții te cred că ești doar un slujitor, unul care speli, care dai cu mapa, cu mapul, nu? Nu contează asta. Contează ceea ce crede Dumnezeu. Semnificația vieții tale de slujire își are sursa în Hristos. Asta este important. Hristos a fost slujitor, Hristos a slujit, ne-a dat un exemplu și noi trebuie să fim ca și El. Atunci, dacă tu știi cine ești în Hristos, nu-ți mai este frică ce o să zică alții. Că o să te creadă că tu ești mai nebăgat în seamă, că o să te creadă că tu ești altfel de om, că nu o să te bage nimeni în seamă. Nu, 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 nu. Numai cei care sunt insecure gândesc așa. Numai oamenii aia gândesc așa. De aceea, haideți să nu ne mai gândim în felul acesta, ci să ne gândim că în Hristos suntem într-adevăr niște oameni importanți, importanți în ochii Lui, chiar dacă oamenii nu ne bagă în seamă. Chiar dacă oamenii vor disprețui slujba noastră, it doesn't matter. Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă și la asta trebuie să rămânem. Frați și surori, slujirea este un semn al maturității.
Și aș vrea să vă dau un exemplu practic din viața noastră de zi cu zi. Când copilul este mic, tot timpul spune vreau cu tare, vreau cu tare, I want that, I want that. Ce facem? Îi dăm, îi hrănim cu lingurița, toți suntem în jurul copilului mic. Când copilul crește mare, îi punem la lucru. La început nu-i place. Dar când înțelege exact natura lucrului, când se simte important, când își câștigă identitatea, când știe că e parte din familie, copilul acela va sluji. De aceea, dragul meu, aș vrea să spun în această dimineață, slujirea este o măsură a maturității. Arată nivelul nostru în Hristos. Unde suntem noi? Cât de maturi suntem? Suntem numai niște consumatori, niște unii care vreau feed me, give me? Sau suntem niște oameni care dăm și dăm cu bucurie și dăm cu pasiune? Dăm ca pentru Domnul. În concluzie, pentru cei care sunteți implicați în slujire, pentru cei care sunteți deja implicați în slujire, aș vrea să spun un cuvânt de îmbărbătare de aici, din textul acesta. Pentru tine eu aș. Stai acolo până te cheamă împăratul. Stai acolo până când cel care te-a pus, Dumnezeu, îți va spune, știi ce eu aș? Am văzut că ai fost credincios peste lucrurile mai mărunte. Uite, vreau să te promovez. Vreau să te promovez la lucrurile astea. Nu? Fratele Sandu ne spunea mai de mult despre cineva care a refuzat să aducă un îndemn la rugăciune, că a zis că el nu-i pentru ceai. El vrea numai hrană tare. El numai să predice vrea. Slujirea începe de la lucrurile mărunte. Și apoi Dumnezeu este cel care te promovează și te ridică la lucruri mai mari. Dacă ești credincios în lucrurile mărunte, Dumnezeu este cel care îți dă lucruri mai mari. Dar pentru tine eu aș vrea să spun în această dimineață, Dumnezeu vede unde ești, Dumnezeu știe că te trezești duminica dimineața la ora 7 și vii la biserică la ora 8 să fii aici, Dumnezeu știe lucrul acesta. Dumnezeu știe sacrificiul care îl faci cu familia ta, Dumnezeu știe câte ore n-ai dormit, Dumnezeu știe că faci lucrul acesta voluntar, nici măcar nu ești plătit și o faci pentru Domnul, Dumnezeu știe lucrul acesta. Poate oamenii nu știu. Poate oamenii se uită urât la tine numai când bârâie microfonul. Doesn't matter. Dumnezeu știe. Și Dumnezeu îți va răsplăti. Găsește-ți împlinirea în relația cu Domnul. Ioaș înseamnă înflăcărat pentru Dumnezeu. Știi ce înseamnă aia? Înseamnă că ai pasiune pentru Domnul. Înseamnă că o faci pentru Domnul. Înseamnă că nu te obosești după o lună. Înseamnă că you don't quit. Înseamnă că odată ce ai spus că faci o slujbă, tu ești acolo, de plouă, de ninge, tu ești acolo, we can count on you. Dumnezeu poate să conteze pe tine. De din ăștia slujitori are nevoie Domnul. Și dorința mea este ca Biserica Agape să avem oameni din aceștia pe care se poate conta, oameni care întotdeauna sunt gata să lucreze pentru Domnul. Nu venim aici doar să încălzim băncile. Venim aici ca să facem parte din trupul lui Hristos și să se vadă acolo unde punem mâna, că am făcut un lucru pentru Domnul, am făcut un lucru pentru zidirea trupului lui Hristos. Stai acolo până când te cheamă împăratul, ori la o altă slujbă, ori te cheamă acasă. Că va veni o zi în care îți va spune, bine, slugă bună, ce zi măreață. Și am un cuvânt pentru cei care încă nu știu unde pot să slujească. Poate ești aici și încă nu știi unde poți să slujești. Vreau să îndemn în această dimineață să cauți magazia aia unde Dumnezeu te vrea. Când vom ieși afară în hol, și vă rog foarte mult, vă rog de data asta, faceți-mi această bucurie și ascultați-mă. Nu mergem la mese direct ca să mâncăm. O să mâncăm. Dar o să vedeți
așa de-a lungul pereților, o să vedeți tot mese, 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 mese. Și o să vedeți acolo cât e un semn. Women's ministry, worship ministry, evangelist ministry, small groups ministry, media ministry, children's ministry, charity ministry, toate slujbele, recreation ministry, toate slujbele, toate magazie, dacă vreți, în care există nevoie de slujire. Du-te pe la fiecare masă, te rog frumos, du-te pe la fiecare masă. Vorbește cu frații și cu surorile care sunt acolo, dă mâna cu ei și chiar dacă nu poți să faci nimic, te duci acolo și vorbești și spui, hei, mulțumesc mult că te ocupi tu de magazia asta. Mulțumesc mult. Și poate Domnul îți va pune pe inimă, lasă-L pe Domnul să vorbească în inima ta, poate Domnul îți va pune pe inimă să te implici într-o lucrare. Și dorința mea este ca nici unul, dar nici unul din biserică să nu fie rămas, să nu se fie implicat într-o oarecare lucrare. O să vedeți, am mai vorbit încă din vară, vrem să începem small groups. Implică-te într-un grup mic, de rugăciune, de părtășie, un grup de studiu biblic. Implică-te în ceva. Fii parte din ceva. Du-te pe la mese, pe la oamenii aceștia și întreabă-i, cum pot să ajut? Frate, dar nu știu, eu parcă n-am primit, fii liniștit. Cineva spune așa de frumos, începe să faci ceea ce este necesar prima dată. După aceea vei vedea că faci ceea ce este posibil, ceea ce poți. Și în scurt timp vei ajunge să-ți dai seama că poți să faci ceea ce ai crezut tu că este imposibil. De ce? Pentru că ai început cu ce e necesar. Și știți ce se întâmplă, frați și surori, după ce începi să te implici într-o lucrare? Descoperi bucuria slujirii. O, ce bucurie, frate! O să descoperi bucuria slujirii. Știți care e cea mai mare bucurie a unui slujitor? Când vede pe alți frați și surori bucurându-se de slujba lui. Când vezi că copilul acela pentru care te-ai rugat, copilul ăla pe care tu l-ai învățat la școala dominicală, a crescut mare. Și își aduce aminte că tu ai fost profesorul lui, învățătorul de la Sunday School. Când vezi că bănuțul ăla pe care l-ai dat tu a făcut o diferență în viața cuiva. Când vezi pe tineri că au plecat în misiune în Mexico și au venit înapoi plini de bucurie, au venit schimbați și au spus, I want to go back to Mexico again. Când vezi pe un bolnav care a venit la tine și a spus, thank you că ai fost la mine, că m-ai vizitat. Asta e bucuria slujirii. Și răsplata slujirii o să o primim cu toții. Pentru că avem unul care știe să răsplătească pe fiecare în parte. Și nu uită niciun pahar de apă pe care l-a dat în numele Domnului. Amin? Găsește-ți magazia, te rog. Dacă o ai, stai la post. Rămâi acolo până te cheamă Domnul. Dacă nu o ai, caută magazia aia. Și dacă nici una din magaziile astea, nici unul din lucrările astea nu ți se potrivesc, poate Domnul îți dă ție în minte o altă lucrare. Și vii și îmi spui, frate Crinișor, eu cred că ai nevoie de lucrare cu tare în biserică. No problem, frate, Domnul să te binecuvinteze, tu ești liderul acestei, tu ești magazionerul peste asta. Începe lucrarea.